Să vă prezint pe scurt și această mică jucărie. Vorbim de un Android Box, ceea ce v-am promis că la finalul clipului vă voi prezenta și această operațiune. El, odată având partea de Apple CarPlay direct aici, îmi va recunoaște acest sistem de Android și ce face. Practic elimină telefonul, nu mai e nevoie absolut deloc de telefon, da? Ci instant va prelua modul de lucru a acestui dispozitiv. Da? Ne dăm corectarea acestui dispozitiv, așteptăm puțin până îl recunoaște. Odată introdus, și recunoaște sistemul, așteptăm să se pornească modul de Apple CarPlay, pentru că așa îl denumește el, și aici avem deja un sistem de Android direct pe varianta originală. Este o chestie drăguță, pentru că se poate utiliza foarte elegant YouTube-ul, Netflix-ul, Digi-Online-ul, Spotify-ul, tot ce doriți. Da, hai să vedem din mare că ce putem să vă oferim. Da, iată, hai să facem o tentă mai neagră. Așa, un background mai negru. Dacă îi dau de aici, ia să vedem, sec picture-as. Ok, și wallpaper îl punem. Ia să vedem. Bun, set wallpaper. Și atunci ies afară de aici, îl fac într-un dark mode să fie mult mai elegant și mult mai super vizibil, da? Deci iată, acum avem super Android pe aparatul original. Titularul folosește un iPhone care l-a sacrificat și l-a aruncat în cotieră, dar poți să faci cu acest Android Box, doar îl pui și tu poți să ai, oferindu-i internet sistemului, să ai toate posibilitățile. Mă duc să văd dacă este conectat la settings. Da? Hai să vedem. Rapid, unde ești? Settings. Settings, nu-l văd eu. Ia să vedem un pic. Settings, da? Hai să vedem și aici network, internet. Așa, sound hi-fi, îi dăm, paf, connected. Bun. Și acum avem internet. Bun. Și acum, iată, avem message, settings, sistem de telefonie, dacă vrem prin el. Iată, avem Google Maps-ul direct aici pe această opțiune. Da? Pot să-i dau comandă vocală, să-i zic Sound Identity! Practic, nu mai necesită să îi dau comandă vocală. El mă vede, mă sesizează, îi dau direct viziunea. Iată, stradală de aici. Dacă vreau, îi fac split screen, pot să-l văd în variantă cartografiată așa sau în variantă cartografiată video. Ies frumos din el, așa, după care, dacă vreau, iată, sistem, așa, APK installer, pot să instalez mai multe aplicații, așa, Bluetooth Music, dacă vreau, nu știu ăsta ce-i, iată, Chrome-ul, dacă vreau, unde îl deschid pe soundidentity.ro și pot să vizualizez multe din produsele noastre. Avem deocamdată 5349, dar în curând o să avem foarte multe produse, da? Așa. Play Store, de unde poți să-ți iei din magazin Play tot ceea ce vrei pentru tine. Deci dacă ai ceva aplicație care ți-ar conveni, foarte simplu, tu numai intri în el și ți le iei, doar trebuie să fii neapărat logat. Iată wallpaper-ul, iată YouTube Music, cu care și el este disponibil exact aici. Și Android-ul este mai, să zic așa, permisibil față de Apple, pentru că Apple nu prea te lasă nici măcar să intri dacă nu ai cont, da? Și iată ce mișto, avem și YouTube Music, da? După aia avem Spotify-ul aici, într-un mod deosebit și el, doar necesită să fii logat. Tot așa, Explorer Fire poți să scoți sau să introduc, poți să pun iGo, să ai iGo direct pe sistemul existent, poți să ai Netflix-ul dacă vrei, iată, pe acest sistem de Volvo, fără niciun deranj, deci posibilități sunt. În cazul în care eu mă loghez cu oricare dintre aceste conturi, pot să vizualizez Netflix, doar că necesită, repet, să fiu logat, da? Și este o chestie mișto, pentru că nu stai pe ea și nu-ți pierzi timpul. Lucky Cam, în cazul în care pun o cameră DVR, ceea ce am făcut pe o anume mașină și am instalat această aplicație, da? Eu center ăsta nici nu știu ce este, nici nu, poate nici nu intru în el, că poate numai fac o prostie. Bun, iată, mai avem și Waze-ul disponibil aici pe sistem, în varianta de Android Box, da? Care și el va intra într-o tentă dark mode, da? Cu tot ce înseamnă rapoarte și obstacole, poliție, drumul închis, tot ce este necesar, să știi în parcurgerea traseului.
Ok, și nu în ultimul rând, cred că ar mai fi ce aici VLC sau îți iei orice aplicație, WhatsApp sau Facebook sau orice nebune. Ok? Bun. Cam atât am vrut să vă spun despre tot acest minunat proiect. Având în vedere că un pic s-a lăsat și seara, am zis că hai să vă mai fac încă o secvență cu camerele în cazul în care avem vreo șansă ca să vină cineva, da? Pe timp de noapte, să vedeți cât de bine vede el și noaptea. Acum să-mi întunec eu camera mea, așa, și să vedeți că se vede excepțional această fază cu camerele, da? Aștept un pic, poate am noroc să-mi vină vreo mașinuță, da? Totodată poate mă joc până atunci cu deconectare, reconectare, da? Tot așa de bine vede și în modul în care eu îi voi pune parte de parking spate, ok? Nu mă împac cu aceste butoane. Așteptată pe stânga vine o mașină și nu am fost atent. Așa, dar totodată iată că vine pe dreapta una. Uite că vine, uite că vine. Și fii atent, eu încă nu o văd. Și abia acum apare. Deci exact asta am vrut să vă arăt pe timp de noapte. Cât de bine vede. Și uite, iată, vine una și pe stânga. Și fii atent, stânga. Sunt obturat, n-am ce vedea. Sunt obturat și pe dreapta, n-am ce vedea. Mașina a plecat de mult, dar uite, dacă mă uit, o văd acolo. Iată, mai vine una pe stânga, ok? Fii atent. Și el este total invizibil pentru mine în cazul în care sunt obturat din ambele părți, ok? Totodată și pe spate îmi va comuta această operațiune fără probleme, da? Și pe spate vede foarte, foarte bine, deci nu are probleme nocturne, că vezi, Doamne, noaptea vede într-un fel, ziua vede într-un alt fel, ok? Bun, și acum să vă zic toate variantele în care vă puteți găsi, da, uite, iată, iară vine o mașină, fii atent cât de departe este, da? Și hai să vă zic, mă poți găsi pe Facebook, Sandu Vancea, Sound Identity, Hifi Oradea, Toro Oradea dealer autorizat, cât și încălzirii scaune Oradea. Vă rog să nu-mi scrieți, doar să mă sunați, da? Iată încă una pe stânga. După care, pe Instagram, mă poți găsi ca și Sandu Hifi, soundidentity.ro, cât și Toro Oradea dealer autorizat. Iată că vine una din dreapta, ok? Iară și pe stânga vine una, ok? După care, pe TikTok o să găsești acest proiect mult mai rapid, ceea ce înseamnă Sandu Hifi, mă cauți pe TikTok și acolo mă poți găsi. După care, pe WhatsApp, dacă mă cauți acolo, ai numărul de telefon pe site-ul web sau în acest clip, în partea de jos, în partea de sus, la începutul clipului, la finalul clipului, și poți să vezi toate opțiunile în care mă găsești, cât și pe partea de site de YouTube, da? Pe YouTube mă cauți ca și Sandu Hifi sau Sound Identity, îmi găsești canalul, intri în canal. Dacă te abonezi, ai toate opțiunile în care mă poți vizualiza ca toate videoclipurile. Am peste 900 de videoclipuri. Mulțumesc tuturor abonaților care îmi stați aproape și urmăriți nebunile mele. Sper să pot să vă prezint ceea ce doriți. Deci în canalul de YouTube, dacă intri în playlist-uri, apeși pe playlist-uri create, acolo vezi tot. Citește de la 01 la 14, ai diverse servicii, de la 14 începe 15, Alfa, Audi, BMW, deci abecedarul auto. Ok? Eu am fost Sandu, mersi că ai vizionat acest clip, rămâi aproape și sper să-ți mai dau multe, multe alte informații. Sandu Hifi, Sound Identity, bye bye!